miros de asfalt proaspăt pentru locuitorii satului Gvardinița, comuna Bălăcița. De mai bine de 20 de ani, un drum ce traversează această localitate nu mai fusese asfaltat. Este vorba despre drumul județean 561A. Întrucât astăzi s-a turnat ultimul strat de asfalt pe ambele sensuri, locuitorii satului Gvardinița nu mai sunt nevoiți să suporte praful și noroiul de odinioară. Asfaltarea pe lotul 4 al proiectului, care cuprinde modernizarea, reabilitarea a 112 km drumuri județene în Mehedinți, a luat sfârșit. Era vorba despre DJ561A, un tronson de drum în lungime de 32 de km care traversează localitățile Gvardinița, Băcle și Vlădica Tâmna. În Gvardinița, acest drum nu mai fusese asfaltat de mai bine de 20 de ani, având totuși o însemnătate în ceea ce privește siguranța traficului rutier, fiind drum județean. Pentru președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de la nivelul județului s-a dovedit a fi una din prioritățile acestuia. Este cert faptul că județul Mehedinți continuă pe drumul cel bun. Lucrări ample se vor desfășura în continuare cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, astfel încât mehedințenii să poată circula în cele mai bune condiții, iar praful și noroiul până la glezne să fie de domeniul trecutului.